În tenis și în viață, Zicala încetul cu încetul s-a făcut oțetul, pare să se adeverească în cele mai multe cazuri. Irina Camelia Begu a avut și ea posibilitatea, în cei 25 de ani de viață, să verifice pe propria ei piele tâlcul vorbelor. Concret, româncei născută pe 26 august 1990, practicanta tenisului profesionist din 2005, i-au trebuit 7 ani de activitate pentru a câștiga primul său turneu de simplu din carieră. Se petrecea în septembrie 2012 în Uzbekistan, la Tashkent, când în finală românca o învingea pe croata Dona Vekić. În imaginile ce urmează, românca e echipată în alb. Nici parcursul sportivei românce de a ajunge jucătoarea de pe poziția a 38-a în clasamentul mondial nu a fost unul ușor, timpul fiind hotărător și în acest caz. Cameliei Begu i-au trebuit până la atingerea acestei performanțe în septembrie 2011 alți 6 ani de activitate în cariera de profesionist.